Azi la Tepeling vreau să vă arăt un kit pentru locații remote. Aici am camera lor cu 4G de 4 megapixeli, o să intrăm în detalii mai târziu. Și în spate vedeți că am aici un panou solar uriaș de 90W. O să-l desfac imediat să vi-l arăt. Are și baterie internă și pe lângă alte panouri pe care le-am testat, acesta are și informații legate de procentajul bateriei, putem să resetăm de la distanță, avea multe opțiuni, dar o să ajungem și acolo imediat. Hai să vă arăt prima oară panoul, o să-l desfac rapid, iar apoi trecem și adăugăm și camera în aplicație, o punem și pe standul de teste, să vedem cum se descurcă, cât de repede o să încarce și bateria ce are panoul. Și cum se descurcă și pe timpul nopții. La panou o să avem ceva accesorii de montaj și piciorul pe care putem să montăm până la 3 camere. Aici înăuntru o să găsim bateria. Avem o baterie de 336W, ce ar trebui să reziste la 3 camere fără probleme. Panoul și mai avem câteva manuale pe care le găsim în cutie. Am văzut că voltajul maxim ce scoate panoul este 18V, 90W în total. Îl lăsăm deocamdată deoparte și revenim la cameră. Aici avem din gama Vigi, cameră cu 4G, 4 megapixeli, lentilă de 4 mm, cu auto-tracking, smart detection, comunicare bidirecțională și așa mai departe. Cum deschidem aici deasupra o să găsim manualele, spuma de protecție, camera cu PT, adaptorul, o șurubă și dimbul de montaj, avem această șaibă de plastic și protecție pentru conexiune RG45. Aici o să conectăm cablul de la cameră la panoul solar ca să avem toate statisticile bazate pe încărcare, consumul bateriei și mai departe. Iar cel al doilea ce avem aici este alimentare la 12V. Aici în partea din față la cameră găsim senzorul, două LED-uri cu lumină albă, două cuire. O să avem și microfonul. În partea din spate o să avem difuzorul pentru comunicarea bidirecțională. Aici pe lateral găsim portul pentru SIM, iar portul pentru cardul microSD și butonul de reset îl găsim aici deasupra senzorului. Putem să punem până la 512 GB înăuntru. O să o alimentez și eu acum și trecem la procesul de adăugare. Dar prima oară să nu uit, o să pun și SIM-ul. Acum pe telefon o să avem nevoie de aplicația Tepeling Vigi. O găsiți foarte ușor atât pe Google Play Store cât și pe App Store. Sau puteți să scanați codul QR de pe cutia camerei. O instalăm și o deschidem. Acum în aplicație mergem pe butonul de plus în colț dreapta sus. Mergem pe meniul Add, 4G Device. Ați văzut că mai jos avem și panoul solar, ce o să-l adăugăm mai târziu. Scanăm codul QR. Îi setăm acum o parolă, mergem mai departe și am adăugat-o cu succes. Apăsăm Done, iar în meniul aplicației o să ne apară camera. Hai să vedem cum arată și imaginea. O să opresc microfonul, deocamdată mergem pe HD, ca să avem cei 4 megapixeli. Și chiar se vede super bine. Aici vedeți că în aplicație avem multe butoane, dacă mergem pe primul din stânga, putem să punem mai multe camere dacă dorim. 1, 4, 9, 16, o să las doar pe una singură. A doua este rezoluția de pe HD pe SD. Play pauză, ca să ascultăm microfonul, full screen. Mai jos playback, înregistrare de pe cardul microSD dacă am introdus unul. Pan and tilt, unde putem să mutăm noi manual camera. Aici putem să adăugăm și preseturi, ca să facem patrulă cu camera, putem să o punem să meargă între două sau mai multe puncte. Și ultimul buton ce-l vedeți cu acel plus în dreapta jos, este butonul de a adăuga preset. Dacă adăugăm, de exemplu, presetul 1, o să învețe poziția asta. Dacă mutăm noi manual camera în altă poziție, mai apăsăm o dată și o să facă presetul numărul 2. Aici putem să apăsăm ori pe el ca să ne ducă exact pe poziția care dorim noi. Vor merge la patrol și aici, dacă mergem pe Add, Next, ne selectăm preseturile și o să facă tură între cele selectate de noi. Și o să lăsăm tracking-ul când ajungem la setări la el. Mergem la comunicarea bidirecțională. Trebuie să ținem apăsat pe microfon. Ca să vorbim, hai să facem un test. Ok. Putem să modificăm și volumul. Acum sunt puse și microfonul și camera la 80%, le-am pus pe 100%. Screenshot ca să facem poză la ce vedem live. Record ca să înregistrăm ce vedem acum live. Și acum hai să mergem la setări. La General Settings sus de tot.
Aici o să avem numele dispozitivului, time zone-ul, DST-ul, LED-ul de status, dacă vrem putem să-l dezactivăm. Mai o să avem și firmware update, putem să facem noi manual dacă dorim, dar văd că este la ultimul firmware. Mergem mai departe, detecția. Iar ca să avem un mod și mai avansat acum de detecție, putem să facem o secțiune, să facem o linie peste care dacă se trece primim iarăși notificare, un perimetru, când se intră în el, când se iese din el, detectarea unui obiect abandonat și detectarea unui obiect dispărut. Apoi mai jos notificări, sunt activate, vă primim notificări și dacă dispozitivul este offline și dacă avem update de firmware. Active Defense, această funcție o să dea drumul la LED-urile cu lumină albă și o să dea drumul la un sunet. Avem două sunete deja, dar putem să adăugăm și custom unul. Putem să înregistrăm noi ce mesaj dorim. Apoi auto tracking. O să-l activez când o să pun camera pe stand ca să nu se rotească acum pentru că nu stă foarte bine. Recording and storage. Aici o să ne apară cardul microSD introdus. Este activată și înregistrarea pe SD card. Avem aici recording și storage time. Cât o să înregistreze înainte, câte secunde o să aștepte după ce se face detecția ca să oprească filmarea și avem și opțiunea de a șterge automat fișierele mai vechi de 7 zile, să spunem, sau cât dorim noi, putem până la 90, de la 1 la 90. Și revenim să vedem ce mai avem aici, video și display, smart frame, aici o să ne încadreze subiectul, detectat, imaginea și night vision-ul este pus acum pe human vehicle trigger, deci dacă o să detecteze un om sau un vehicul, o să dea drum pe full color și să aprindă și LED-urile cu lumină albă. Dar vedeți că avem mai multe moduri, în funcție de ce aveți nevoie. Mai jos este Wide Dynamic Range și HLC-ul, ce o să compenseze pentru când imaginile sunt prea luminoase sau prea întunecate. Apoi Stream, aici putem să modificăm rezoluțiile la care înregistrează camera pe mainstream și framerate-ul, acum este pus pe maxim. Hai să vedem și la framerate, văd că putem să mergem pe 30 de cadre. Mai jos bitrate-ul este pus pe variabil, putem să mutăm și pe constant sau să creștem, de exemplu, dacă dorim bitrate-ul. Maxim avem 2560 de kilobits pe secundă, încodarea. H.265, ce ocupă mai puțin spațiu. Și substream-ul, la fel, putem să modificăm bitrate-ul și rezoluția și la el. Mai jos avem video rotation. Aici putem să rotim imaginea dacă am montat camera, de exemplu, în altă direcție. Avem rotate, flip, pe orizontală, pe verticală și reset. Apoi avem Privacy Mask. Putem să activăm această funcție în cazul în care vrem să ascundem o parte din imagine. Iar jos de tot avem setările de la OSD. Practic o să ne apară, vedeți, în colț stânga, sus și jos pe imagine. Data și ora, ziua, modelul dispozitivului și jos putem să modificăm și dimensiunea fontului și culoarea, dacă avem nevoie. Revenind la audio, microfonul este activat. Difuzorul este activat, toate sunt la 100%. Device sharing, ca să adăugăm camera și pe telefonul cuiva din familie, putem să modificăm și parola ce am creat-o la început. Network info, aici o să ne apară detalii despre conexiunea 4G, puterea semnalului, câte date am folosit până acum și așa mai departe. Apoi data usage, cât folosim pe lună și putem să facem și o limită în cazul în care aveți o cartelă prepay, ca să se încadreze în câți giga aveți la prepay sau la abonament, de exemplu. Văd că avem și aici opțiunea de firmware update mai jos, restart, reset și ștergea dispozitivului din contul nostru. Și cam asta e tot la setări. Are destul de multe chestii utile. O să o și pun pe standul de teste imediat și vedem cum se aude microfonul, cum se descurcă pe timpul zilei, dar cum arată și filmările pe timpul nopții. Piciorul l-am prins cu 4 șuruburi. La fel ca dimensiune și grosime ce vin și aici, ce țin panoul sus. În pachet nou o să vine, trebuie să o luați voi separat dacă vreți să puneți pe o suprafață plată cum am pus eu aici. Altfel puteți să folosiți aceste uri ce vin în pachet să prindeți de un stâlp. Dar pentru un panou, de exemplu, sau un perete, aveți nevoie de alte șuruburi. Am atașat și partea acum unde se montează camerele. Aici o să mai trebuiască să mai pun încă două șuruburi în capăt. Au filat deja, nu mai trebuie piuliță, trebuie doar înfiletate aici. Oricum stă și așa destul de bine. Rămâne să pun camera pe poziție, conectez alimentarea, pun și un patch cord scurt de la panou la cameră și rămâne deconectat și panoul la baterie. Pentru panou procedăm exact la fel.
trebuie să intrăm în aplicație, scan QR code, scanăm codul QR și îl găsim sub picior, îi dăm câteva secunde până când ne adaugă dispozitivul în aplicație și îi setăm o parolă exact cum am făcut și pentru cameră. Ne selectăm time zone-ul, putem să redenumim aici dispozitivul dacă dorim, apăsat Done și o să vedem deasupra camerei panoul nostru solar cu statusul, cât mai avem baterie și dacă intrăm pe el o să avem mai multe detalii, ce putere a generat, cât a consumat camera sau camerele. O să avem un istoric pe fiecare zi sau putem să mergem pe ultimele 30 de zile și o să ne apară pe fiecare zi exact cât s-a produs și cât s-a consumat și procentajul mediu al bateriei în ultimele 30 de zile. Mai departe, dacă mergem în colț dreapta sus, avem setările, unde dacă mergem pe general o să avem multe informații despre dispozitiv. Notificările, aici putem să le activăm pentru baterie scăzută, dacă se supraîncălzește și așa mai departe. Sub putem să modificăm și să creăm un program cât să alimenteze cele 3 ieșiri ce le avem de 12V, dacă nu vrem, de exemplu, să alimenteze permanent pe timpul zilei și pe timpul nopții camerele. Putem să dăm și restart la alimentare, în cazul în care se întâmplă ceva, vrem să deconectăm camera, să conectăm înapoi. Firmware update, putem să modificăm și parola ce am creat la început, avem reset, restart, ștergere din contul nostru. Hai să vedem acum cum arată și imaginile de la cameră. Acum am pornit și înregistrarea din aplicație. Am pornit și auto-tracking-ul. Ce vedeți acum este lentila de 4 mm, 94 de grade pe diagonală. Am văzut că funcționează destul de bine auto-tracking-ul. Acum nu mișc eu deloc din telefon. Poate un pic vântul, sper să mă auziți destul de bine. Și chiar dacă mă rog după obiecte, văd că se ține destul de bine pentru mine. I-am setat după 5 secunde, după ce pierde subiectul, acum e pus doar pe detecție umană, să revină pe poziția lui pe preset 1. Puteți să puneți ce preset doriți. Când se oprește din tracking, o să revină pe poziția inițială. Am pus la 5 secunde, dar puteți să modificați acolo cu câte secunde doriți voi. Hai să vedem cum merge și la distanța mai mare. Totul funcționează bine până acum. Hai să vedem că se descurcă și pe timpul nopții. Am modificat și modul de înregistrare a camerei, l-am pus pe 24/7 ca să putem să testăm încărcarea și bateria panoului la maxim. Chiar dacă nu este pus spre sud, am văzut că a făcut față fără probleme. Produce de 2 ori cât consumă camera pe înregistrare continuă. La nivelul ăsta de consum putem să lăsăm 2 camere care înregistrează continuu sau putem să punem 3 sau 4 care înregistrează doar la detecția mișcării. Link-ul de la acest kit cu Vigi C540 și cu panoul solar îl găsiți mai jos în descriere, împreună cu toate detaliile de la panou și de la cameră. Dacă mai aveți alte întrebări, eu o stau la dispoziție cu drag mai jos în comentarii și până data viitoare vă las aici cu o recomandare de la YouTube.